Iancu Sterp și-a dezvăluit afinitățile politice pentru candidatul Călin Georgescu. Fratele lui Culiță Sterp este conectat și participă la evenimentele din țară. Bărbatul a mărturisit că favoritul lui este de departe Călin Georgescu. Ba mai mult, a vrut să-i compună și o piesă. Atât de mare este admirația pentru cel care se află pe locul 1 al primul tur de alegeri. Eu l-am remarcat pe Călin Georgescu pe rețelele de socializare și mi-a plăcut cum gândește. Este cu mult peste nivelul celor aflați acum în fruntea țării. Pare un om credincios și vorbește foarte cherent. Cei aflați acum în politică nu sunt la fel de cherenți ca el, urmăresc de mai mult timp și m-am convins în ultimele 2 săptămâni să-l votez. M-a surprins în mod plăcut. Să sperăm că va face ceea ce a promis, dar sigur va face. Am vrut să-i fac și o piesă. Atât de tare mi-a plăcut de el, dar a fost acel scandal cu piesele și campania electorală. Așa că m-am oprit. Nu știu cu cine au votat ai mei de acasă. Nu am discutat despre asta. Culiță cred că a votat Simion. Mie îmi place și Elena Lasconi, pentru că este din țara Hațegului, de la noi. Habar nu am cine va câștiga dintre ei. Nu pot să dau niciun pronostic. Să câștige cel care este mai bun. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.